Mii de sportivi din 35 de țări vor alerga astăzi pe străzile din capitală la Maratonul Internațional din București. Startul se va da la ora 9, întrecerea va închide mai multe străzi și bulevarde din oraș. Peste câteva minute, polițiștii vor restricționa circulația pe străzile din jurul Palatului Parlamentului și Parcului Izvor. Mașinile nu vor putea circula între Piața Constituției și Piața Unirii și nici pe bulevardele Libertății, Națiunile Unite, Decebal, Basarabia sau pe Splaiul Independenței și Calea Victoriei. Mijloacele de transport în comun care circulă pe aici vor fi deviate pe alte trasee. Printre participanții la acest maraton se află și 15 atleți din elita internațională.